Câteva zile după ce au câștigat turneul 4 regiuni pentru Europa, jucătorii Sucevei au fost invitați de către Gheorghe Flutur la Palatul Administrativ. În cadrul întrevederii, șeful administrației județene i-a felicitat pe fotbaliști și le-a promis sprijin în cazul în care vor continua să aibă rezultate bune. E un semnal bun din partea juniorilor că s-ar putea spune un moment zero pentru fotbalul sucevean. În păcate, pe partea seniorilor, n-am avut noi foarte bune rezultate în ultima perioadă. O astfel de victorie vă poate uni mai mult, să vă facă o echipă, un nucleu și să porniți ceva. La rândul său, antrenorul Ciprian Antoni a mulțumit lui Gheorghe Flutur pentru premiile oferite de către Consiliul Județean. Sperăm să o mai aducem, să o mai ținem la noi. Vă mulțumim încă o dată pentru organizare și sper să rămâneți alături de noi.